Bun, în schimb, Marin Barbu, cel care te-a promovat la Foresta și te-a luat cu el la FCM Bacău, te compara cu Gulliver datorită înălțimii. Spunea Marin Barbu despre tine, citez, Goian era un băiat simplu și muncitor, model pentru alți copii din generație, care a venit dintr-o familie modestă și nu am avut niciodată probleme cu el. Cât de mult a contat persoana lui Marin Barbu în cariera ta? Foarte mult. Este unul din persoanele care a contribuit mult la ascensiunea mea, pentru că dacă nu era dânsul cel care să mă ia la Ceahlăul Piatra Neamț, nu știu care ar fi fost parcursul meu în fotbal. Noi atunci am retrogradat cu Foresta în Liga a doua. Nea Marin a avut ofertă de la Ceahlău, de la domnul Ștefan, și țin minte că era iarnă prin, nu știu, sfârșitul ianuarie parcă, și m-a sunat Nea Marin, Goie, ce faci? Ia și fă-și geanta, mâine dimineață vino la Covasna. Ei erau cu Ceahlăul, Piatra Neamț, erau în cantonament la Covasna. Am vorbit cu Huțu și te lasă să vii la Ceahlău și eu vreau să vii la Ceahlău. Vino că noi suntem în cantonament la Covasna. Și m-am urcat în tren a doua zi dimineață și m-am dus la Covasna în cantonament cu Ceahlău. Nu știu cum ar fi evoluat cariera mea. Îi sunt recunoscător. Nea Marin știe treaba asta, pentru că vorbim la telefon constant și acum vine pe la Suceava, ne vedem, a fost acum cu două săptămâni a fost observator la Poli Iași cu CFR și m-a sunat și mi-a spus că a venit cu o zi înainte și ne-am și văzut cu o zi înainte de meci, am stat seara împreună, am luat cina. E o persoană care a contribuit mult la ascensiunea mea.